creierul uman, pe care, după cum știți, probabil îmi place foarte mult să-l explorez, pentru că mi se pare foarte, foarte interesant. Acest creier pare să fie complex și pare să fie acolo zone care pot inhiba activitatea altor zone sau care pot mări activitatea altor zone. Și, practic, acest creier uman se pare că ne poate arăta foarte multe iluzii. Ne poate arăta lucruri care pot să ne pară adevărate, dar care să nu fie. De aceea pare să fie foarte important pentru mine să gândesc și critic. Așa că vă invit să facem un exercițiu și anume să vedem cum putem să folosim și gândirea critică pentru a vedea dincolo de aceste iluzii, pentru a vedea ce de fapt ne face bine, ce nu ne face bine, din ce în ce mai bine. Poate că nu o să știm niciodată perfect, dar putem ști din ce în ce mai bine și poate să ne fie, putem să avem o viață din ce în ce mai bună. Și asta vă spun cu mâna pe inimă, aș putea spune, pentru că la mine în viață au fost multe ocazii în care am fost păcălit de diverse informații din astea, de diverse reclame care promiteau niște lucruri care nu se întâmplau și îmi făceau rău, de fapt, lucrurile alea pe care mă îndemnau să cumpăr, de diverse, știu eu, informații de diversi oameni și chiar nu mi-au făcut bine. Și mă gândesc să învățăm împreună cum să facem să ne fie viața mai bună, să ne lăsăm mai puțin păcăliți. Să vă spun un secret. Da, suntem bucuroși tare pentru că am descoperit enigma. Ce da. Enigma? Adică, cum se numește, secretul. Secretul. Hai să vedem ce înseamnă această verificare a informațiilor. Păi, în primul rând, citim cu atenție articolul sau textul nostru. Da? Deci citim cu atenție articolul sau textul. Da, și vedem dacă este clar, dacă este coerent, dacă este bine scris. Da? Și mai ales ne uităm dacă în josul paginii, în josul textului, există și o sursă. Da? De unde a fost luată informația? Unde putem să aflăm mai multe informații? Hey, și apoi? Apoi avem nevoie să căutăm dacă în textul nostru sau în articol sunt cuvinte din astea neclare, cum ar fi șoc, pandemie, groază, pericol, altele. Mai știi și tu? Adică cuvinte din astea care cumva îl fac pe la micul din creierul meu, să zicem așa, să strige pericol! Adică ca și cum o zonă din creierul meu să e alertată, care se ocupă cu găsirea pericolelor și îmi trimite emoție, după aia frică, furie. Exact. Dacă sunt aceste cuvinte care ne activează, ne declanșează o emoție puternică, da? Adică știți voi, cum am zis mai devreme, scuze că se duce de la ochișor, s-ar putea ca și cum ar fi așa, că nu știe nimeni exact se pare, dar zicem și noi ce înțelegem din neuroștiință, nu? Ca și cum s-ar duce de la ochișori până la o zonă aia creierașului,
care detectează cuvântul ăla ca periculos, groază sau măcel, zic, tot felul de astea, de cuvinte de astea, vine să zic prostii, sau dezastru, sau când aude zona aia dezastru, strigă. Știți voi cum era acolo, așa? Da, oribil, enervant, da, cuvinte de genul acesta, da? Și ne trezim cu dita mai emoția, apoi de frică sau furie. Exact. Doar pentru că citim asta, fără să ne dăm seama. Fără să ne dăm seama. E, dacă sunt astfel de cuvinte în textul nostru sau în articol, da, înseamnă că cel mai probabil este un text care nu are ca scop să ne informeze. Ci să simțim anumite emoții ca să stăm acolo pe textul ăla. Da, să-l citim, da? Cam ca un film de groază, numai că treaba cu filmul de groază este că noi nu credem că e real. Dar acolo la știri s-ar putea să credem că e real din cauza datorită acestor emoții. Cum ați văzut, e ca și cum simțim, ca și cum purtăm niște ochelari ai emoțiilor, ochelarii fricii sau ai furiei, și începe să ni se pară că sunt reale lucruri care nu sunt reale. Exact. Citim acest text, da? Citim aceste cuvinte, ne punem ochelarii emoțiilor și deja nu ne mai dăm seama dacă este adevărat sau fals, nu mai putem verifica, da? Și atunci ce putem face este că atunci când vedem aceste cuvinte, genul ăsta de cuvinte, da, că sunt foarte multe variații, să ne oprim din a citi și să citim altceva. Să citim altceva, da. Cel mai probabil nu este un text adevărat. Sau da? Să intrăm, să citim tot articolul și să verificăm ce scrie acolo, dacă chiar e adevărat. Să facem, cum ai zis tu, verificarea informațiilor. Și acum, dacă ați vrea și voi să scrieți câteva cuvinte din acestea, cum am zis, șoc, dezastru, mă rog, unii zic chiar măcel sau tot felul de din astea, care apar în titluri, care pot să apară în titluri de știri, sau chiar în conversațiile cu un coleg care poate vine și spune, vai, nenorocire, ce s-a întâmplat. Și dintr-o dată simțim dita mai emoția și s-ar putea să începem să credem tot felul de lucruri și poate omul respectiv vrea și o să joace un pic sau vrea un pic de atenție sau știu. Pericol! Animal sălbatic! Ei, suntem aici cu o vulpiță, vedeți acolo în spate? Și, cum spuneam, dacă asta roșie ar fi emoția și asta este mintea mea... Upsii! Pardon! Vedeți că dacă mintea este plină de emoție, atunci... Partea asta de rațiune nu prea mai poate să fie mare. Dar dacă micșorăm puțin emoția, nu chiar atât de mult, așa, atunci avem loc și de rațiune și putem avea așa și rațiune și emoție și împreună să luăm decizia cea mai bună. Hey!